Salutare, prieteni, bine ați venit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, vreau să vă zic că să vă arătăm cine a pregătit Mihaela astăzi. Fiți atenți aici, începem așa. Ciorbă de văcuță. Știe Miha. Vezi? Ciorbă de burtă. Uh-huh. Piept de pui, cartofi prăjiți. Chiftele, uitați ce chiftele a făcut. Ia uitați, prieteni. Tiramisu sau ce e ăla. Ăsta l-am făcut aseară, dar nu mai. Da, dar uitați aici piesa de bază. Coaste cu varză cărită, fraților. La asta a fost mai mult de muncă, Aline, dar eu m-am străduit măcar. Am și niște berici aici, hai să începem, prieteni. Și am uitat să vă spun că eu am început, prieteni, să mănânc fără pâine. Sunt la dietă. Da. Am luat și o chifteluță. Băi, Miha, cum ai făcut-o așa bună? Uite, cu legumele astea, uite. M-am documentat. Uite aici. M-am documentat. Ce știi tu, Aline? Eu mă documentez. Băi, Miha, așa bunătate. Și de pui cu cartofi, mie îmi place și astea, și astea, și astea, de toate îmi place. Ciorba asta v-am lăsat așa sigilată, am zis, cine știe, poate n-o mâncați. Mi-a sigilată. Da, să o aveți mai târziu. Sigilată. Bun, da. Băi, Miha, ce-ai pregătit? Mă bucur că-ți place. Mie îmi place chiftelele tale. Nu vin să cred. Ciorba s-a răcit puțin? Sunt bun. Le-ai făcut bun. Dar merge și fără pâine. Mă bucur că vă place. Pentru voi le-am gătit. Yummy! Ce-a pregătit Miha, băi, fratilor, băi. Yummy! Ne nevesc ca unul ăsta. Doamne, stai să bem și o guriță. Îmi e ăla. Mamă, cum arată. Prosopul vreau. Noroc, prieteni, Doamne ajută! Chiftelele sunt nenorocire. Sunt bune rău. Chiftelele? Da, și ciorbița. Mamă, băi, sunt bune rău, chiftelele. Mă bucur că îți place, David. Măi, Miha, cum ai putut să faci ciorba asta așa bună? M-a învățat patroana. Nu pot să cred. Mi-a spus secretul gustului. Vezi? E bine că ai stat pe lângă patroana. Da. O să mai mâncăm și noi, prieteni, revenim când mâncăm și cu asta să vă spun că de bună e. Și după aia revenim să povestim. Eu insist totuși să le arăți. E. Cu asta. Păi le arăt când mănâncă, te după ce trebuie ciorba. Dacă nu m-am chinuit să o gătesc degeaba. Hai. Stați așa, prieteni. Uite. Bine. Wow. Mamă, ce-a pregătit Miha. Măi, Miha, ce-i pe capul tău? Nu știu, s-a pus un gătit pe mine de azi de dimineață. Și am zis să-ți arăt ce pot. De ce faci, mă, așa, cu varză cărită, mamă? Am vrut să arăt talentele mele. N-avem pâine, nu mai lasă Miha să mănânc pâine. N-am ca pâine. Ai de capul meu. Ăla o să te las pe tine să-l gusti și să le spui la prieteni. Mamă. Varză asta. Ardeiuta. Vezi și nevastă ți-ai luat. Unde mai găsești așa? Vai de mine. Ultimul tip. Ultimul prototip. Ia uite cineva asta ai. Dacă nu o luai, o pierdeai. Așa nevastă nu... Nu mai mâncai varză. Doamne. Nu mai găseai niciodată nevastă ca Mihaela. Asta totuși v-am zis, este sigilată. Alin nu s-a atins de ea, a zis că mănâncă mai târziu. Am sigilat-o să-i stea caldă. Nu vă gândiți la altceva. Hai că revenim. Salutare, prieteni! De fapt, prieteni, nu mai pot. Am mâncat bunătățile pregătite de Miha, de m-am îngrășat, de nu mai pot. Nu mai pot să mai respir. A fost bun rău! Mă bucur că v-a plăcut. A fost bun rău de tot, deci chiar nu mai pot. Aoleu, Miha! Serios, prieteni, mi-a plăcut rău! Acum stau așa puțin relax. Trebuie să mă odihnesc. Păi după atâta mâncare și atâtea bunătăți... Prieteni, deci ce-a pregătit Miha astăzi? Până și prăjitura aia a fost top. Bine, am mâncat și prăjitura, am băut și pere, am băut de toate. Da, bine, prieteni, ce vreau să vă zic? Patrona este într-o mică excursie. O să revină și patrona, vă dați seama că patrona a văzut, s-a obișnuit cu noi, să stea cu noi, să... Na. Păi ce mai a zis patrona că gata, singur nu mai ne lasă, vine după noi oriunde am fi. Și acum, într-o mică excursie, o să revină și ea. Am stat și zilele trecute, n-am văzut, am mai filmat și noi ce am putut. Na, nu prea am avut timp, am avut și noi niște treburi, niște astea. Am vrut și cu tata la telefon. M-a întrebat și de voi, de YouTube, dacă e tot ok. I-am transmis că
sunteți alături de noi. Vă mulțumește și el, și eu, și toată familia. Am vorbit și cursul la telefon prieteni. O să văd când o să ajung și eu acasă să merg iar la el, că n-am fost de vreo 2-3 săptămâni, atunci când am fost ultima oară cu patroana. Și o să merg din nou la el la vizită. Și na, să vedem cum facem. Pachet i-au dus atunci, nu știu dacă se mai poate să-i băgăm. La tata la fel, să vedem cum facem cu programarea cu vizită, când o să ajungem acolo la el. Tot așa trebuie să mergem. Sper că până de Crăciun să ajungem în vizită și la tata, și la ursul, și la toată lumea. Și ce vreau să vă mai zic? Ați văzut cu patroana cu micul Jun în fiecare zi. Patroana acum e în excursie și în dimineața asta nu ne-a făcut micul Jun. Da, vezi? Cum poate să stea fără să ne facă micul Jun acum? N-a avut cine să ne mai dea trezirea, n-a avut cine să mai ne aducă micul Jun. Dar revine, cred că dimineața următoare nu mai stă fără micul Jun. Păi cred că ne face două micuri Jun. Ca să recupereze. Nu mai scap de micul Jun. Mihai la bun. Da. Deci se pregăte și eu patroana așa ce mi-ai pregătit mie. Păi, o să-i pregătesc, dar o las pe ea să mă surprinde și după scot eu aperitivele mele. Păi da, trebuie să-i faci și cum îi pregătim mie coastele alea cu varză, cu ciorbe. Da, da, cu asta cred că ar fi interesată de ea. Cred că chiar ar place. Păi bune, o berică, o dar aia. Să nu ne facă vreo surpriză, să mai vine ea cu un ciolan. Da, ea cu bucătare. Cu ciolanele. Cred că 100% o să aterizeze ea cu vreun ciolan de undeva. N-are cum să n-aterizeze cu ciolan. Da. Serios, n-are cum. Uitați, prieteni, lăsați-mi și mie o părere, vă rog frumos, să-mi spuneți și mie dacă m-am cam îngreșat. Eu m-am îngreșat un pic, la cât am mâncat. Da, prieteni, și am numai comentarii, o să încep să mai răspund la câteva comentarii. Cred că intrăm în ele. Că este, e grele, ce e acolo. Întrebări, curiozitate, vai, unde sunteți, unde ați fost, de ce nu vorbit? Măi, prieteni, mai avem și noi treburi, noi ne expunem viața, fraților, dar sunt anumite chestii care ori nu vrem să le spunem, ori nu putem. Mă, dar le-am spus că de ce să le spunem, știți? Le-a spus patrona că am fost la Iași. Păi am fost acolo, am stat câteva zile și am vrut să și vizităm orașul. N-ajungi... Să spunem pas cu pas, coma de curs, excursie la Iași? Dar în primul rând nu ajungi acolo în fiecare zi, e un oraș nou, interesant, vrei să vizitezi, să vezi păi și tu. Păi da, dar să te întragi la răspundere, îmi zici că... Nu știu ce, în comentarii acolo. Păi, eu asta le explic. Hai, nu-i ca cum e lângă noi, sunt orașele alea vecine unde poți să mergi tot timpul. Când ajungi într-un oraș noi, e normal să vrei să stai mai multe zile, să vezi și tu, să vizitezi. Dacă ești undeva plecat și apari într-o locație undeva, trebuie să dai explicații pe YouTube, acum la oamenii care comentează, că sunt câteva persoane rele, care trebuie să le dai explicații, bai, ce cauți acolo, de ce ai fost, cât ai stat, ce ai făcut, ce e asta. Și mai ales dacă... Calmați-vă, fraților. Dacă ți expui viața publică, sunt zeci de mii de persoane care sunt mai cunoscuți ca noi. Treburi personale și astea. Da, și sunt oameni mult mai cunoscuți ca noi, care la fel, dacă își expun viața publică... Ce, ce fac? Sunt trage răspundere de persoanele rele din... Asta zic, nu mai ai voie să ai viață? Să ce fac, ce spun ei. Sunt niște persoane, v-am mai zis, sunt... Chiar noi chiar suntem hărțuiți de câteva persoane în comentarii, blesteme, amenințări și multe chestii. Și v-am mai zis, am făcut plângere la poliție, o să mai fac în continuare. Și na, adică fiecare să primească ceea ce merită. Așa ar trebui, pentru că îți expui viața publică, înțeleg, ai dreptul la o opinie, ai dreptul la o părere. Dar dușman care își fac conturi fine, comentează, sunt multe variante. Dar nu e normal să stai să hărțuiești așa omul, să-l presezi. Dar vedeți-vă, de treaba voastră, dacă vă place să vă uitați la noi, vă uitați, dacă nu vă place, nu vă uitați. Nu vă obligă nimeni, nu plătiți niciun abonament, să vă uitați la noi, nu nimic. Dar nu mai, totul gratuit. E totul gratis, dacă îți place de persoană, te uiți, dacă nu, nu te uiți. Eu am văzut persoane pe, la noi pe un comentariu pe YouTube, în care la un clip îmi dau un comentariu bun, de laude, de astea, de frumos, nu știu cum să mă exprim, și la celălalt clip, comentariul în ultimul hal de urât. Eu nu înțeleg, sunt persoane care au probleme, fraților, sincer. Sunt bipolare, nu sunt stabile, înțelegi? Au trebuie de la o stare la alta. Da, o dublă personalitate. Și la același clip am văzut. Un comentariu bun, unul prost. Păi uite-am eu o doamnă, de exemplu, Cati Parapuf, sau nu știu cum o cheamă. Are probleme. Îmi comentează frumos, sau comentează ok, știi, spune o părere și după aia începe și mă face în toate felurile. Are probleme, trebuie și de la o stare la alta. Și sunt multe, multe, multe altele. Da, măi, prieteni, e... Acum, ce să zicem? Noi filmăm în continuare, prieteni.
Cum am mai zis, dacă vă place, vă uitați, dacă nu vă place, nu vă uitați. Noi vă mulțumim, vă suntem recunoscători mult pentru că ne-ați ajutat, v-ați uitat la noi, v-am mai spus și vă mai spun iar. Am încasat bani și încasăm din vizualizările voastre care că vă uitați la noi. Vă mulțumim, vă suntem recunoscători, dar nu putem să fim nici hărțuiți, așa că, na. Da, adică... Și sunt unii, vai, când mâncăm o mâncare, ca și mai devreme. Vai, mâncați din donații și din astea. Prieteni, noi n-am, eu, cel puțin eu personal, n-am primit o donație de la cineva de pe YouTube de mult timp. Am primit de mult, acum câțiva ani la început, de la o fată așa, care mi-a mai donat câte 100, 200, 300 de euro pe live cu voi. De atunci, de un an, doi de zile, eu n-am mai primit donații, nu mi-a trimis nimeni bani în privat sau ceva de genul. Pentru că donațiile nu le primești la clipuri, donația se primește doar live. Și fraților, noi așa mâncăm și stilul ăsta de viață, avem de când ne-am născut, de când suntem noi. Tot și atunci cine nostru. Ne dona pe vremea? Tot neamul nostru. Noi avem YouTube de un an, doi de zile. Nu, cum v-am zis, nu cred că ați auzit de noi acum datorită YouTube-ului și nu cred că mâncăm acum sau bem sau mergem pe unde mergem datorită la asta. V-am mai zis, facem și noi ceva bani în YouTube, ne facem treburile cu ei, chiar că cheltuim mai mult decât încasăm, mă refer cel puțin la canalul meu de YouTube. Da, da, v-am mai zis, încasăm toți bani, ne-ați ajutat, ați ajutat și pe ei mei cât au fost închiși, pe bunica, pe tata, îl ajutați în continuare, cum bani din vizualizări. Noi vă suntem recunoscători pentru tot și vă mulțumim mult, prieteni, că sunteți alături de noi. Dar unele persoane chiar exagerez. Hop, apar la un restaurant, bai, mâncați din donații. Nu mâncăm din donații, noi așa mâncăm de când suntem, v-am mai zis. Stilul ăsta de viață l-avem, nu ne-am schimbat cu nimic. Așa suntem noi. Înțelegeți? Și cu YouTube și fără YouTube. Păi da, pentru că, uite, de multe ori și eu sunt judecat la mine în comentarii. Eu înțeleg că sunt probleme în familia ta, de exemplu, și eu particip la ele și ajut în modul în care eu pot. Dar eu am impresia că dacă voi aveți probleme care le aveți și mă văd pe mine că îmi cumpăr un ruj, eu n-am dreptul să-mi cumpăr rujul ăla din banii mei personali. Și Mihai, la prietenul, chiar ți-a implicat prea mult în familia mea, sincer, acum așa a fost alături de noi. Că, sincer, acum, dacă era oricare altă femeie, nu rezistam. Ce da, la noi chiar e un haos total, a fost cel puțin în ultimul timp, un haos, o agitație, un stres și multe altele, în afară ce vedeți voi pe YouTube. Dacă nu, putem să spunem tot în detaliu ce se sincer, întâmplă, cum se întâmplă. Dar prieteni, na, am mai avut și noi probleme, mai na. Știți cum e, cum v-am mai zis, noi avem foarte, foarte mare încredere în Dumnezeu. Dumnezeu, eu sunt sigur că nu ne lasă și totul o să fie bine și să revină toate lucrurile la normal. Și... Chiar am încredere mare în Dumnezeu și îi mulțumesc că a fost alături de mine mereu în orice clipă. Deci Dumnezeu, eu sunt convins că ne-a ajutat în situații foarte grele, nu ne-a lăsat și ne va ajuta în continuare. Îi sunt recunoscător, mulțumesc, cum vă mulțumesc și vouă pentru că ne ajutați. Și na, v-am mai zis, eu am mare credință în Dumnezeu și știu că Dumnezeu o să le aranjeze pe toate și o să fie bine până la urmă. Chiar dacă mai trecem prin anumite probleme, prin astea, asta e, eu nu sunt supărat sau ceva când am vreo problemă sau când se întâmplă ceva. Știu că sunt ca niște teste astea și toate au o rezolvare. Orice problemă vei avea în viață, toate au o rezolvare, prieteni. Pentru că nu există nimic fără să fie cale de rezolvare. Orice idee este să avem sănătate, să fim calculați așa, să gândim și să avem răbdare. Înțelegeți că totul are rezolvare. Pe primul loc în viață este sănătatea. Sănătatea, că în rest le rezolvăm și le facem pe toate. Părerea mea. Eu așa gândesc, prieteni, orice problemă am avea, v-am mai zis. Când e o problemă e, bă, dați seama, mai am și o stare de supărare de astea, dar am puterea de a merge mai departe. Adică am în mine, simt așa o putere de la Dumnezeu să continui și că o să fie bine, știu, cu siguranță. V-am mai zis, prieteni, mulțumim lui Dumnezeu că sunteți sănătoși și că avem puterea de a continua și de a merge mai departe. Mergem înainte, indiferent de situație. Noi vă mulțumim, prieteni, încă o dată că sunteți alături de noi. V-am mai zis și vouă la persoanele care comentează urât. Aveți dreptul de a comenta, de a vă spune opinia, nu trebuie să fiți de acord cu noi, dar nu mai jigniți, nu mai vorbiți de copii, nu mai blestemați, nu mai amenințați, că na. Încercați și voi să fiți mai buni, dacă vă uitați la noi. Noi nu avem treaba nimănui, nu vorbim urât cu nimeni, nu avem grijă nimănui. Nu suntem puși pe scandal, nu suntem puși pe absolut nimic. Fiți și voi prieteni cum trebuie. Adică dacă merită o persoană să te ideea, ia-te frate.
Dar eu nu cred că merităm și nu cred că am deranjat pe nimeni. Așa că gândiți-vă și voi să fiți mai buni prieteni, mai ales acum este perioada sărbătorilor, vine Crăciunul, mai este foarte puțin. Și ce să zic? Doamne ajută la toată lumea, să vă dea Dumnezeu sănătate, fericire tuturor și tot ce vă doriți voi, indiferent și la persoana care comentează urât, n-am treabă cu nimeni, n-am dușmanie pe nimeni. Vă doresc tot binele din lume, vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine, de familia mea și ce să mai zic. Vă pup, prieteni, și ne vedem mai târziu. Vedem cine mai pregătește Mihaela. Vă doresc o zi minunată tuturor. Am multe surprize, multe. Să fiți pe fază. Vă pupăm.